O avarie majoră la rețeaua de termoficare a Severinului a lăsat în frig sute de locuințe. 19 puncte termice au fost afectate ca urmare a defecțiunii apărute la conducta primară de agent termic. Echipe de muncitori de la Spaet au intervenit încă de la primele ore ale dimineții pentru remedierea avariei. Sute de locuințe din municipiul Drobeta-Turnu-Severin au rămas fără căldură din cauza unei avarii majore la conducta primară de agent termic. Defecțiunea s-a produs la ora 8 dimineața și a afectat 19 puncte termice. Asistăm la o avarie destul de mare la agentul termic. Vorbim despre o avarie care la acest moment a afectat tot centrul municipiului Drobeta-Turnu-Severin, dar și peste 15 puncte termice. Această avarie afectează la acest moment și liceele de aici, dar și Spitalul Județean de Urgență, care acum nu are căldură. Lucrătorii de la Spaet au intervenit imediat ce a fost sesizată problema, dar amploarea avariei a necesitat o intervenție ce s-a întins pe mai multe ore. Este o avarie la magistrala DN600. Aflate pe strada Orlii în jurul numărului 44, care afectează toată zona de centru, între străzile Bulevardul Revoluției până în strada Carol. Sunt afectate un număr de 19 puncte termice plus consumatorii aferenți rețelei. Licee, spitale. În cât timp se va rezolva această avarie? Colegii mei au intervenit prompt încă de la primele ore dimineții. La ora 8 s-a oprit de tot agentul termic, s-au făcut manevre. În prezent vedeți că se lucrează intens la aceste avarii, urmând ca în jurul orelor 22 să revenim cu parametrii normali către populație. Finalizarea lucrărilor pentru remedierea avariei ar putea avea loc în jurul orei 22.